Mă, eu credeam că o să fie o vară de-aia plictisitoare și atât de călduroasă încât se aude nesimțit asta pe fundal. Dar nu e așa, prea multe evenimente s-au întâmplat într-un timp foarte scurt. Aici la noi în România ați văzut, iShow Speed, Mr. Beast, Kai Cenat, toți au trecut pe aici. Wiz Khalifa a arestat în Costinești după ce a ieșit de pe scenă, dezorganizare mare la Beach Please, despre asta o să vorbesc în următorul clip, cum a dat Beach Please fail. Iar peste hotare, Donald Trump dă dodge la un glonț în timp ce ținea un discurs de campanie. Despre asta o să vorbim azi. Cum s-a întâmplat, cine a fost shooterul lui Trump, de ce sunt atâtea persoane care zic că a fost fake și ce meme-uri au apărut pe subiect, pentru că aparent se spune că Trump a fost în offside. Vă aștept pe Instagram unde mai pun poll-uri pentru următoarele episoade din Care e faza. Vara asta sunt prea multe subiecte. Și nu uitați, palmă peste butonul de subscribe. 100%. Bine să mă sare, știi că își așez în burtă. Cum s-a întâmplat? Trump e în perioada aia de campanie prezidențială pentru alegerile din toamnă și ca orice politician se plimbă din stat în stat ca să țină prelegeri susținătorilor. Asta făcea și duminică într-un oraș din Pennsylvania. S-a apucat omul să facă yapping, iar după câteva minute a început haosul. Ăsta e videoclipul din momentul în care au început să se audă împușcăturile. No, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Ați văzut în imagini că l-a ciuntit puțin pe Trump la ureche, de-aia avea dâre roșii pe față. El a scăpat ușor, dar o persoană din public și-a pierdut viața. Iar shooterul s-a dus și el după ce și-a luat snipe de la oamenii care erau pe poziții. Mai bine vă arăt schema asta care explică mai bine cum era toată lumea poziționată. Aici ținea Trump discursul, aici era băiatul cu AVP-ul, pe un fel de baracă, iar aici erau băieții de la serviciile secrete sau de la law enforcement, care au luat măsuri la timp până când a ratat el primele încercări. Imediat a fost înconjurat de garda de corp de la serviciile secrete și escortat de pe podium, dar nu înainte să facă cea mai hard poză de campanie. Trump ăsta chiar profită de orice ocazie. A început să arate cu pumnul spre cer, spunând fight, parcă. A făcut lumea din poza asta tricouri, cover de album și toată lumea se gândește la același lucru, la faptul că evenimentul ăsta o să-l ajute la câștigarea campaniei. Acum, cine a fost omul care a apăsat pe trăgaci? Un tip în vârstă de 20 de ani pe nume Thomas Matthew Crooks. N-au identificat încă motivul, dar au aflat că era înregistrat ca votant republican, dar pe la 17 ani a făcut o donație de $15 la un partid democratic. După incident a apărut un fost coleg de clasă să dea detalii despre el. Clasicul de la americani, copil care a avut parte de bullying în școală. De ce sunt oameni care cred că totul a fost o făcătură? În primul rând, unii zic că e prea convenabil pentru Trump. Toată drama asta, faptul că a și supraviețuit, faptul că a fost rănit, o să interesească mai mult imaginea în campanie. În al doilea rând, cei care cred că a fost o scenare spun că sunetul armei suna prea fake, ca un airsoft, sau că ăia care erau cu sniperul și campau au acționat cam târziu, deși puteau să-l vadă cu lejeritate. Alții spun că s-au auzit prea multe focuri, gen atât de prost avea ăla aim-ul. Conspirații de-astea mereu o să apară, fiindcă sunt și taberele astea politice care se mănâncă una pe alta la ei. Mereu așteaptă ca celălalt să facă o greșeală. Trump găsit vinovat cu 34 de infracțiuni, printre care a încercat să mușamalizeze cu bani actrița de filme pentru adulți cu care s-a f***t. Iar Biden îi spune lui Zelensky Putin. Ce să mai zic? Courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. Revenind, până și opoziția lui Trump, adică actualul președinte Biden, a dat un mesaj în care își arată dezacordul față de violența în politică. Mai ales că americanii au mai avut momentele lor în trecut și nu vor să se repete. Ce s-a întâmplat pe internet după evenimentul ăsta? Păi vă dați seama că numai caterinci. Multe glume s-au învârtit în jurul asemănării lui Trump cu 50 Cent, pentru că 50 Cent a supraviețuit după ce a fost împușcat de 9 ori. Poza cu pumnul ridicat și cu steagul Americii în spate a tot circulat cu melodia Many Men de la 50 Cent pe fundal. Chiar 50 Cent la concertul lui a pus poza editată cu fața lui Trump în spate. La fel de șeruit a fost și editul ăsta cu Trump Van Gogh. Acum au amândoi ceva în comun. Sau cum s-a simțit Trump când s-a ferit. Au apărut și pe la noi meme-uri, mai întâi eu când l-am prins pe Justin alu Marilu făcând side quest-uri, apărându-l pe Trump. Și videoclipul ăsta care descrie perfect evenimentul cu Trump. E zăpadă, Dan Pantelimon, da, da, bă, mă, băgam ești,
familia ta de sclav. Mama a fost de la mare, mi-a rupt uricul. Ce au mai făcut alții au refăcut toată scena, dar în Fortnite. Take a look what happened. Era de așteptat că următoarea dată când Trump apărea în fața publicului să o facă într-un mod gălăgios. A apărut omul cu bandajul la ureche, în aplauzele oamenilor, mergând pe o melodie patriotică. Zici că își făcea intrarea la UFC. Cam asta a fost faza cu Trump, vă aștept pe Instagram. Următorul episod cred că o să fie despre Beach Please și cum a dat festivalul ăsta fail.